Ziua Internațională a Voluntarilor oferă voluntarilor și organizațiilor ocazia de a celebra munca în folosul celorlalți, de a împărtăși valorile voluntariatului și de a le promova în cadrul comunităților și a organizațiilor neguvernamentale. Și cum această zi este chiar înainte de Moș Nicolae, copiii de la grădinița cu program prelungit numărul 2 din Râmnicu Sărat s-au gândit să fie ajutoarele moșului. Ei au strâns fructe, dulciuri, hăinuțe și jucării pe care astăzi le-au oferit celor care au mai puțin decât ei, copiii de la centrul de zi Pitici. Ce cadouri le-ați dat voi copiilor astăzi? Dulciuri și mâncărică. Le-am dat jucării și dulciuri. Ești bucuroasă că ai putut să le faci un cadou? Da. Ai mai oferit și altă dată cadou sau este prima dată? Am mai oferit și altă dată. Și îți place să oferi cadouri copiilor? Da. Fiecare copil a dăruit din inimă pentru inimă, l-au înlocuit pe Moș Nicolae astăzi și le-a făcut o bucurie copiilor de la centru de zi Pitici. Acțiunea din inimă pentru inimă este una cu tradiție, acesta fiind cel de-al 6-lea an în care este organizată. De la un an la altul, numărul părinților care susțin această acțiune este în creștere, iar copiii dăruiesc cu bucurie cadourile. Copiii sunt încântați, părinții, să știți că n-au așteptat de bine, au conștientizat faptul că preșcolaritatea este fundația educației și și-au dat seama că învățându-i pe copii să ofere, mai târziu vor avea niște adulți responsabili. Ziua Internațională a Voluntariatului a fost înființată în anul 1985 de către Organizația Națiunilor Unite, însă în țara noastră este sărbătorită din anul 2000.